Mă duc cu bine? Noua TV. Da. Aici acum. Nu, 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 nu.
Uite acolo, dacă vrei să o câștigi, uite pe mașină, Mariana, unde ai trecut. Am văzut, am văzut. Și e gratis. Pa, mersi, încă o dată. Deci nu știu cum să zic, n-am mai vrut să iau de la domnul Daniel, așa îi zicea lui domnul de la care am luat. De ce? Pentru că l-am rugat de 10 ori să-mi dea factură la acel portocaliu care l-am avut la giveaway, da? Să-l pot vinde ca să iau altul full option, da? Cu de toate dotările. Cu claxon, cu far, cu accelerații, cu semnalizări, cu toate nebuniile. Tot de 125, da? Și asta e. O schimbăm că ăla era mucegăit deja și făcuse carcalaci. Ăsta o să torne acolo beton. Am fost ieri de a lucra la cineva, nu m-am apucat de făcut asta, dar imediat o să termin și cu ăstea. Dar știu eu ce fac acum, că trebuie să plec înapoi la lucru, îi dau un telefon fratele acum. Vine cu muștii, că el pregătit să mă ajute să-l bag în coace. În garaj nu pot să-l bag, că trebuie să bag ciment acolo. Îl mai am doar pe ăla portocaliu. Dar ce faci, nu răspunde? Băi, Viorel, vii până la mine să bag și eu un ATV în curte? Că l-am lăsat la poartă coletul. Nu pot să-l trag înăuntru, să-mi îngurcate. Da. Vine acum. Ia că vine. Vine și... Zic mai întârzi o jumătate de oră, o oră, și zic că nu pot el să vină acum. Nu? Da, se sună. Salut! Meștere, vezi că mai întârzi vreo jumătate de oră. Cel târziu, maxim 3 sferturi de oră, să zic. Da? Hai că trebuie să bag ăsta la dos undeva și
mai e vreo jumătate de oră, da? Să ne întâlnim tot acolo și terminăm de montat ce avem acolo, tot corpul ăla de mobil, da? Bun, hai. Pa. Da. Hai să dăm de ce repede. Să-l aduc eu aici. Ne-am adus eu scurile aici. Ia să vedem ce avem aici. Da, și aici domnul... Cum ai zice? Domnul Daniel. Nu a vrut să-mi dea... M-a rugat de el o grămadă să-mi dea factură la ultimul ATV ca să-l pot vinde. Pentru că s-a mucegăit. S-a mucegăit, s-a făcut urât rău tare și a trebuit schimbat. Da? Hai din munții!
ce cheie asta. Da. Și acum să vă explic de ce am preferat tot ATV din asta. Am preferat tot din asta de 125 cu viteze. Da? Pentru că ce am avut eu nu mi-a plăcut deloc. Astea cu ambreiaj și cu chiar alea de 250. Alea nu făcea ce face asta, ATV-ul ăsta. Eu știu de la Dare, de la ATV-ul lui. Unde mă urcam eu cu ATV-ul ăla, iar cu ălalt nimic. Zic 2 lei, alea de 250. Deci mai puternic ăsta. Mai șmecher ăsta decât ălalt. Sincer vă spun. Sincer. Da, unia dintre voi a zis gata, l-a vândut pe ăla, nu mai faci nicio tombolă. Ia păcălit. Ei, stați cu minți că facem păcate. Nu se face așa ceva. Mine nu a păcălit nimeni niciodată aici la noi. Da? Vedeți cum l-au câștigat pe ăla albastru, la tombolă, Florin Arsenii, dar neavând bani să-l ia, 10 milioane îi lua să-l ia tocmai la Pichești. Și-o prefera să-l donezi. Da? Hai, din mine. Nu toate este de aici, ai sudat ăsta. N-ai cum așa ceva. Deci pe partea aia, cu capacul. Dar trebuie întors. Ia. Trebuie întors, frate. Ia, Viorele. Ce fac eu? Cum îl bag eu la dos acum? Asta. Hai, frate. L-a prins, frate, rău tare, de tot aici. Da, e spate pe zonă. Ia! Mă dai mai față! Bravo, nebune! Bravo! Ai văzut dumneata că nu prea am loc acolo? Ce-ai zis? Hai să-l ajut alea, că se dau. Hai de mine, ce greu merge asta. Da. Da. ATV-ul e tot pe bucșii, da? În poză nu avea cu bucșii, dar l-am întrebat cu bucșii, cu pivot. Cu pivot am vrut să zic. În poză nu arăta pe bucșii. Și cu trei prezoane, dar eu l-am întrebat ca să fiu sigur. Și mi-a zis că da, e cu totul altceva în realitate. Carburator mare, de 250, țineți minte, da? Din ăsta mare, cu filtru mare. La 250 e același carburator, am văzut. Da? În mare, așa vă arăt că o să trebuiască să plec. Cu telecomandă, da? Cu telecomandă. Și uitați aici, manierii. Și chestii de, cum să vă spun, vă explic, e din ăla de la 250, da? Deci nu e din ăla păcălici, e cu lumini, cu semnalizări, da? Nu e ce am avut eu, ăla, eu l-am schimbat, eu l-am vândut, pe la portocaliu, pentru că nu aveam ce face cu el, că era prea... Atel Picozmin, prietenul meu care i-am făcut. Ia să-l chem o leacă. Stop! Vino o leacă! Ia uite! O plecat. I-am zis, uite azi că îl vede.
Da, hai să-l termin de... Am dat toate șuruburile pe aici. Uite, aici au avut o îndoitură foarte nasoală, foarte mare. Da? Cum se vede. Dar aici au fost dedesubt, sub ATV, și nu a pățit absolut nimic. Da? Nu a pățit absolut nimic. Până în prezent. Oi găsi probleme, sunam. O să vă arăt și în descriere, o să vă las, sau pe video, poate, de unde l-am luat, da? Ia să-l dau acum la loc. Unde mai avem șuruburi? Dincolo. Să-l dăm cu partea asta. Nu, că lasă așa și plec. Lasă așa și plec. Nu am timp. Nu am timp să-l termin. Așadar vin mai târziu. 2-3 ore mă întorc și se închide o poartă ca lumea aici. Și plec. Ne auzim ceva mai târziu. Da, am ajuns acasă. M-am mai liniștit o leacă acolo. Exact așa au rămas. Astea-s roțile de față. Ia uitați ce mare sunt. Sunt alte cauciucurile alea, astea față de el. Da, ia să mergem să-l tragem de acolo. Să scoatem din chenar. Să-l ducem acolo și vedem ce mai face. Așa. Ce vreau să spun. Cei care v-ați dezabonat, vreau zic că nu merge tombola, că nu știu ce, merge frate în altă parte și lăsați că eu merg cu cine vrea să rămân aici pe acest canal. Merg așa. Mulți, puțini, nu merg înainte așa. Dacă găsiți ceva mai important în altă parte, mergeți. Mergeți la... La cei care vă roagă să fiți membri, să donați, să nu știu ce, să ajutați să cumpere tigăi, să vi repare, știți despre ce zic, mergeți la aici și vă așteaptă cu brațele deschise. Și aici la noi facem investiții, dar fac investiții pe banii mei, da? Care vrea să participe, participă. Care nu... să participați la TV-ul ăsta, cum să zic eu. Da, erau foarte mulți care participau și n-am mai vrut. N-am mai vrut să mai participe. Ce era plin. Vreau să particip, vreau să particip. Da? Ce a zis? Am renunțat cu tombolă, cu tot. Că umblăm cu miciuni. Fel de fel de... niște șpani de ăsta. Da? Are prins un șurub și în, și în asta de direcție. Da. Are oameni. Așa se pune oameni. Exact cum e melodia aia. Acum, are un clip aici. Greu să desfac șurubul de ăsta. De asta e urât. De asta e urât. Cel mai mult. Cel mai mult. De asta e urât. Uite-și.
Acum o să vedem să le... să-l pune în gol de acum. Când mi-a intrat o... Nici nu-l văd până. Să cagați ulei. Da. Cum când eu băgat vă mărut. Hai, dar bine, nu-i montat, frate. Uite, asta cu manet. Întâi, a doua, a treia, a patru. Tot șoc, mișto, aici. Hai, cu totul altceva, frate. Da. Păi, cu totul altceva. Cu totul altceva. Cum spuneam, carburator mult mai mare, și șocari. Așa. Furtunul ăsta trebuie să la locul lui. Așa. Ce mișto e cu maneta asta. DNR. Da. Asta e smicer. Aici. Are cu din asta. Claxon. Semnalizări. Da, unde semnalizările? Din coace? Sau nu are? Deci nu are cum? Cum adică nu are semnalizări? Da, omule, dar mi-au zis că are semnalizări, frate. Oglinzi. Sunt cutiile alea, oare? Ia să vedem. Asta doar o bună. Și nu are, cred. Băi, prieteni, asta are semnalizări aici. Exact ce avem noi aici. Zici că nu are semnalizări asta? Da, ești nebun, nu are, frate. Da, ești nebun la cap. Nu are semnalizări, frate. Apărătorile. Ce e asta? Bateria doar atât. Ce are semnalizările? N-are, aici plumbi, are toate astea. Deci nu cred. Deci nu cred. Să vedem aici, sub șaua asta. N-are, frate, nimic.
Aici nu, nu indică semnalizări. Aici până înăuntru are? N-are. Unde-s băi pe... băi... băi ăsta? Băi șmecherii. Unde-s mă semnalizările? Unde-s mă semnalizările? Dar n-are practic, dacă nu are... pe mânier... nu are. Uite frate, acum să vă arăt eu vouă de la cine am luat ATV-ul. Da? Da, de la cumătru l-am luat. ATV-ul 125, 3900 cu roți mici de 7. 4500 lei cu roți mari de 8. 4500, da? Kilometraj, semnalizări, oglinzi, claxon, alarmă, telecomandă, apărători. Deci, scrie kilometraj, semnalizări, oglinzi, claxon, alarmă, telecomandă, apărători, mâini. Deci toate fără semnalizări. Unde semnalizările? Eu mă las așa până montez iar, așa, după care o să-l sun. Păi dar ce facem aici? Nu? Eu am, l-am luat pe ăsta că să-l fie cu de toate la el. Și ce facem? Unde sunt toate? Că am zis, avem semnalizări. Da? Am fugit la ăla că nu vrea să-mi iei factură la ultimul. Total transport 157 de lei, 87. Ramburs cash 4500 de lei, da? Asta am investit eu la acest ATV. Da? Și pentru cei care vor să participe la tombolă, dacă vor să participe, participă cu drept mulțumirii sau cu să devină membru, da? Pot să participe. Și cu 5 distribuiri la 5 prieteni, cu comentariu vreau să particip, și like, comentariu, da? Ia că am văzut aici ceva. Stai, acolo e claxon. Și aici ce? Ce să dau roata afară, mă, ce roata mare. Au ce campoane are frate asta. Deci n-ai cum. Au ce campoane are. Se vede? Iată, aici a băgat alarma sub asta. Dar degeaba mă bucură pe mine alarma, nu mă bucură alarma. Cât întinzător. Tot ce trebuie. Una, două, șalde, trei. Unde e... semnalizările, nu are semnalizări. Nu are semnalizări, facem panoramă. Da. Cam atât cu acest episod. Ce m-a speriat, o sărit o căzumieri de pe casă. Pentru cei interesați de a participa la tombolă, da? Trebuie să aibă abonare la canalul de YouTube Darius Tecuci, Mariana Andrei Tecuci, da? Cu comentariu, vreau să particip, mulțumire sau să devină membru, da? Da. O să vedem și de semnalizări. Da? Urmează montaj într-un nou episod, da? Că avem de treabă. Da. 5 distribuiri la 5 prieteni, notificările să fie cu de toate clopoțelul negru activat, da? Să primiți notificări când postăm. Și pentru drept de a intra în trageri la sorți, la tombolă, da? Un giveaway. Doar cu membru sau mulțumire acolo. Da?
Gata, v-am pupat un nou episod în curând. Ori la Darius Tecuci, ori la Maria Mandre Tecuci.